ar trebui să ținem prieța toți împreună, că adică nu este un lucru în al socotii rău, că adică mai aflăm ceva de la dumneavoastră și să mai petrecem și să... Adică suntem cu tot de acord că trebuie să vă susținem dumneavoastră. Populația cred că ar trebui să finanțeze presă, deoarece populația este dornică de a afla lucrurile care sunt cu adevărat spuse în țară. Domnișoară, dar n-ați plătit, domniță? Dacă vrem să alegem cele mai sănătoase fructe, plătim. Dar dacă vrem să consumăm cele mai sănătoase informații, cine trebuie să plătească? În fiecare zi citim știri, reportaje, interviuri sau investigații. Fie că le citim dintr-un ziar, navigăm pe site-uri în căutarea lor sau le vedem la posturile TV în format video, vrem să fim informați corect și profesionist. Dar cine ar trebui să plătească pentru munca jurnaliștilor care ne informează? De la politicieni am primit diferite răspunsuri. Unii au enumerat avantajele finanțării presei de către stat, în timp ce alții au argumentat ideea că pentru presă trebuie să plătească cei care o consumă. Citatele, zritele, două sunt finanțări presă. Este interes. Sunt diferite abordări în cazul dat. Dacă vorbim de televiziunea națională, desigur este din bugetul național, da? Și anume aceasta, presa trebuie să fie cea mai echidistantă, corectă, în care opiniile să vină să și le expui atât opoziția, guvernarea, experții și toți alții. Sunt televiziuni private care sunt finanțate de fonduri private. Acum la modă vedem că este finanțarea din extern, de către diferiți parteneri. Eu cred că, primul rând, trebuie să fie autofinanțarea din partea însuși presă de să fie sustenabil economic, prin partea publicității care o fie că e prescris, fie că e online, fie că e TV. Cât ține de, știu că acum colegii de la Comisia Economiei, Educație, Cultură, Mass Media lucrează la crearea unui fond, mie îmi pare destul de interesant această idee, dar cu condiția să fie asigurată transparența și independența finanțării acestui surs, ca ea să nu fie una condiționată. Dacă colegiul le va reuși să aibă un mecanism foarte clar și independent, ca presa să nu depindă de acești bani, în sens ca să fie condiționată, să spunem, finanțarea respectivă, atunci cred că e un instrument foarte bun și interesant. Probabil va ajuta, sunt sigur că va ajuta mai mult dacă o să fie finanțat de stat, pentru că în momentul când presa este finanțată de către stat, deci va reflecta exact toate evenimentele, toate mișcările, toate reformele, tot ce se întâmplă în stat, mai, în viziunea mea, mai obiectiv. Presa ar trebui să fie finanțată inclusiv de stat, pentru că acum sunt timpuri foarte tulburi, când avem de face cu AI-ul, cu multiple surse media care sunt mai răuvoitoare. De aceea statul ar trebui să se implice și să susțină presa de calitate. Atât timp cât statul nu va interveni în politica editorială a surselor media și va fi un contract social foarte bine definit și foarte clar, atunci cred că nu trebuie să fie probleme. Îmi place foarte mult, de exemplu, conceptul de Patreon. Și atunci eu cred că este un indicator când oamenii cu adevărat direcționează sursele lor proprii, conștient, unui anumit canal de știri. Evident că asta nu poate fi o politică de stat. Plus, sursele statului, fondurile care există, în care el poate aplica, să fie un concurs deschis, transparent. Cei care vă finanțează, aceiași trebuie să vă finanțeze. În realitate, trebuie să vă finanțeze cetățenii. Chiar dacă sunt consumatori activi de media, majoritatea deputaților cu care am discutat recunosc că nu plătesc pentru informare. Unii dintre ei obțin informațiile de pe canalele de Telegram, care sunt gratuite. În ultimul timp prefer Telegram canalele. Îmi par mult mai sigure și mai informative. Din Telegram. Așa. Acolo sunt mai multe canale. Iată, din toate canalele de Telegram, am vreo 40 canaluri de pe care mă informez. Am avut abonamente, dar mai mult am avut reviste științifice, gen Nat Geo, National Geographic, de asta n-am avut presă scrisă abonamente. Eu am susținut, dar după asta nu știu de ce mi s-a părut că este incorrect ca, după ce am trecut în formulă de deputat, să dau bani ca să nu fie interpretat greșit, dar eu eram abonat și plăteam o taxă lunară la niște instituții. Da, dar nu să zic la care surse media sunt abonat. Nu este mult, este 10 euro pe lună. Și oamenii pe care i-am întâlnit în stradă au păreri împărțite cu referire la care ar trebui să fie sursele de finanțare a presei. Unii consideră că statul ar trebui să susțină presa, în timp ce alții se pronunță împotriva finanțării presei de către stat. Cei mai mulți însă ne-au răspuns că banii ar trebui să vină chiar de la cei care o consumă. Socotic ar trebui și de stat.
toate televiziuni și de stat și controlate să nu se falsifice și știrile și știri adevărate. Dar în ziua de azi cam puțin adevăr, mai mult minciună și trădare de patrie. Presa trebuie, eu nu cred că ea trebuie să depindă de stat, nici de organizații, că fiecare o trage în folosul lui. Ea trebuie să fie liberă, ca spat să-și spui părerea, spat să aibă fiecare punctul lui de vedere. Ar trebui să ținem preța toți împreună, că adică nu este un lucru în alt socot de rău, că adică mai aflăm că ceva de la dumneavoastră și să mai petrești. Și adică suntem tot de acord că trebuie să vă susținem dumneavoastră. Это сложный вопрос. Есть, например, в Румынии хорошая форма, где каждый житель страны платит налог за то, чтобы содержать национальное свое телевидение. Вот я думаю, это самое лучшее, когда именно тогда пресса может быть независимой от политических партий или каких-то корпоративных интересов. А если говорим о частных? Ну, пусть будут и частные. Я думаю, что чем больше палитра мнений, спектров, тем лучше, тем больше свобода слова. Populația cred că ar trebui să finanțeze presă, deoarece populația este dornică de a afla lucrurile care sunt cu adevărat spuse în țară. Spre exemplu, este disemnarea procentuală prin care un procent anumit din impozit pe venit se reflectă la careva organizații. Și propriu-zis, se poate și pentru careva presă de acordat acest procent. Люди, которые действительно заинтересованы в том, чтобы народ как-то жил лучше, то, что действительно нужно народу, те люди должны финансировать. Но, к сожалению, таких людей очень мало. De cealaltă parte, jurnaliștii consideră că pentru a putea fi independentă, presa nu trebuie să depindă de o singură sursă de venit. Principalele două surse sunt granturile, din păcate încă, și publicitatea. Iar ce trebuie să facem noi ca media independentă este să facem multă educație, nu doar pentru public, dar și pentru business, ca businessul să înțeleagă. Pentru că bani pentru media sunt, dar din păcate încă pleacă spre media controlată, fie controlată politică, fie media față de care există multe semne de întrebare legate și de etică și de transparența veniturilor. Iată, pentru banii ăștia trebuie să luptăm, educând business-ul să își ducă banii în media independentă pentru publicitate și să ajute astfel ca să creăm împreună un spațiu informațional sănătos, acolo unde ei vor să-și dezvolte business-ul, să fie curat nu doar în compania lor, dar și în societatea în care există. Educația mediatică a consumatorilor de presă, pentru ca aceștia să se obișnuiască să susțină instituțiile care informează, este o altă modalitate prin care, pe termen lung, se poate atinge sustenabilitatea acestora, mai consideră profesioniștii de media. Am avea nevoie de multă forță și muncă colectivă, jurnaliști, societate civilă și mai mulți actori implicați, Ministerul Educației și alți actori ai statului și privați, care am putea să lucrăm împreună pentru ca să aducem, să ajungem la acel nivel de educație, de alfabetizare digitală, în care copiii noștri, nepoții noștri să știe să consume și acel TikTok și acel Reel pe Instagram, pentru că dacă vom ignora și aceste aspecte, dacă vom ignora social media și tot ce se întâmplă acolo, tot ce vom face este să perpetuăm situația care este acum. În Moldova există mai multe metode de a susține o instituție media, în mod special dacă este independentă, dacă este o asociație obștească sau organizația societății civile. Există mecanismul 2%, prin care contribuabilii, cei care muncesc, pot să susțină instituțiile societății civile care sunt beneficiare 2%, astfel încât să nu aibă absolut deloc cheltuieli, dar să rezoneze și să empatizeze cu cauza instituțiilor media. Avem donațiile directe, avem Patreonul. În era digitală, oamenii au acces nelimitat la informații. Accesul la mass media este gratuit, dar munca jurnaliștilor costă. Dacă vrem ca mass media să fie responsabilă, trebuie să susținem redacțiile care servesc interesul public. Abonamente, donații pe Patreon, desemnări procentuale, toate acestea ar încuraja jurnaliștii să muncească transparent în interesul cetățenilor.